Fondatorul criptomonedei FTX a fost eliberat pentru o cauțiune record de 250 de milioane de dolari. Afaceristul acuzat de o fraudă masivă se predase cu o zi înainte în Statele Unite. Acesta va fi plasat sub supraveghere electronică de autorități. Procurorii federali din Manhattan l-au acuzat pe Sam Bankman-Fried, fondatorul FTX, că a furat miliarde de dolari din fondurile clienților pentru a acoperi pierderile de la fondul său de acoperire, Alameda Research. Sam Bankman-Fried, în vârstă de 30 de ani, a fost arestat săptămâna trecută în Bahamas, unde locuia și unde se află sediul FTX. El a părăsit miercuri seară țara din Caraibe în custodia FBI. Bankman-Fried nu a fost chemat să pledeze joi. El a recunoscut anterior eșecuri în gestionarea riscurilor la FTX, dar a declarat că nu crede că are răspundere penală. Judecătorul a stabilit următorul termen de judecată al lui Bankman-Fried pentru data de 3 ianuarie 2023 în fața judecătorului districtual care se va ocupa de acest caz. Bankman-Fried a fondat FTX în 2019. O explozie a valorii Bitcoin și a altor active digitale au propulsat bursa la o evaluare de aproximativ 32 de miliarde de dolari la începutul acestui an, făcând din absolventul Institutului de Tehnologie din Massachusetts un miliardar de mai multe ori, precum și un donator influent în campaniile politice din SUA.